V-ați întrebat vreodată ce este de fapt sunetul, cum aude urechea umană și cum de ne impresionează diferitele sunete sau muzica apărută prin succesiunea lor? Ei, s-a demonstrat că anumite frecvențe pot avea efecte binefăcătoare asupra unor țesuturi din corp. Despre cum ne impactează sunetele și care sunt beneficiile sonoterapiei și nu numai, discutăm cu Nușa Buceac, psihoterapeut și soprana Diana Bocuri. Bine v-am găsit, doamnelor! Bine te-am regăsit! Bine că ne-ați primit! Niște doamne superbe am astăzi între prieteni și de-abia aștept să povestim așa, relaxat, despre ceea ce ne aduce, de fapt, bucurie și acea stare de bine pe care o căutăm, nu? De zi cu zi. Și uite, o să încep așa de la sunete și o să migrăm așa frumos și spre alte simțuri. De ce, de unde avem această relație cu sunetele? De ce ne fac unele sunete să ne simțim bine, altele de ce ne agită și ne dau o stare proastă? Este o explicație acolo, presupun, și științifică, nu? Da, există. Încă din antichitate se credea că sunetul stă la baza creării universului. Cam toate culturile au... În Biblie avem, la început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu, da? Hindușii au mantra Aum, sau da, mai modern cum da, o pronunțăm, Om, da, care se consideră că este mantra creatoare, mantra pe care au folosit-o zeitățile pentru a crea lumea. Și nu mai departe, în zilele noastre, savanții au... A ajuns la concluzia că universul are o natură vibratorie. În cadrul fiecărui atom avem mișcarea electronilor, care creează o pulsație, pulsație care creează o vibrație, vibrație care creează o undă. Unda, ajungând prin frecvențe din ce în ce mai crescute, desigur, pentru că urechea umană percepe un anumit număr, da, e o limită, da. Foarte limitat. Da. Pe care noi ajungem să le auzim. Ca sunete, fiind. Ca sunete, da. Deci, extrapolând, am putea spune că și corpul nostru are o natură vibratorie, deci, cumva, suntem... Suntem o exprimare a sunetului, al sunetelor. S-a și vorbit și a culorilor. Despre, da, și a culorilor, da, da. S-a și vorbit, uite, despre sunetele universului, muzica sferelor și așa exact, mai departe, da, da, într-adevăr. Nușa, și noi cu ce vibrăm, apropo de asta? Sau cum ne găsim, știm, modalitatea noi vibrăm cu toate cele. Așa? Suntem într-o vibrație continuă. Exact, suntem într-o vibrație continuă. Așa cum a spus și Diana, totul în jurul nostru este vibrație. Acum știința a demonstrat, cunoașterile și căile spirituale vechi știu acest lucru de mii de ani. Și vibrația ia diverse forme de manifestare. Una dintre ele despre care a vorbit Diana este sunetul. O altă formă de vibrație este culoarea. Culoarea care are, mă rog, aici putem vorbi de mai multe spectre, pentru că avem spectrul vizibil, care este de la rogvaidul, da, da. Avem spectrul infraroșu, avem spectrul ultraviolet și avem și alte forme de vibrație pe care noi nu le percepem neapărat la un nivel cum e sunetul sau cum este culoarea. Este o formă de vibrație, este și gustul și mirosul. O formă de vibrație este și tactilul, faptul că ating și simt textura. Deci totul în jurul nostru este vibrator. Și această canapea are vibrația ei. O vibrație mai joasă sau mai înaltă. Rocile, florile, de aceea o formă de vindecare este și cea cu plante, pentru că și plantele au vibrația lor. Și atunci oamenii au înțeles din timpuri vechi, pentru că atunci când ei sunt defecți, să așa, zicem, da? Da. Când nu sunt într-o stare perfectă de sănătate, au nevoie să o refacă. Și cum o refac? Și de fapt, de ce este stricată sănătatea? Pentru că undeva vibrația nu mai este cea naturală.
Și atunci există blocaj prin adaos, adică s-a strâns foarte multă energie, sau prin lipsă, este un gol de energie acolo. Și prin diversele forme de vibrație, a culorii, a sunetului, a plantei, a rocii, a mirosului, a gustului, se reface această vibrație. Noi instinctiv ne ducem către ceea ce avem, noi simțim cumva ce avem nevoie. Pentru că există un vindecător intern foarte deștept. Noi am ajuns să-l ignorăm. Să-i dăm conflict, da. Da, ne băgându-l în seamă, dar noi intuitiv și instinctiv noi știm sau simțim ce avem nevoie într-un anumit moment. Și legat de ce spunea Diana, vreau să spun o chestie. De ce se duceau oamenii la operă în trecut, mult mai mult decât acum? Pentru că acea vibrație a acutului sau a sunetului jos intra în rezonanță cu zonele de blocaj și omul se vindeca acolo. Pe lângă muzică, pe lângă sunetul muzicii, mai era și cuvântul care venea. Și oamenii se duceau la operă să se vindece, ei nu știau, dar acolo începeau să se simtă bine. Uite, vreau să o întreb pe Diana și o să te întreb după aceea și cum se lucrează, uite, prin culoare și prin muzică. Cum te-a impactat pe tine muzica și cum te simți tu? Pentru că fiind soprană, toată viața ta este înconjurată așa de note muzicale. Așa cum spune Nușa, cântatul te vindecă. O impactare, să zicem, mai la îndemână ar fi faptul că atunci când sunt bolnavă, sunt răcită, sunt... Așa. Ah, pardon. M-a atins la bariera, scuze. În momentul în care sunt bolnavă, da. Cânt. Așa. Și simt că mă vindec. Prin simt vibrație, că mi-e bine. Nu? Simt că boala dă înapoi. Uh-huh. Da. Da, prin această vibrație. Centrul energetic al gâtului are o putere fantastică de a se autovindeca. E o chakra aici, nu? Care da, strânge da. Niște blocaje, să zicem. Chakra 5. Da. Și în momentul în care... De chakra a 5-a, da. Depinde comunicarea, depinde înțelegerea cu familia. Și dacă acolo avem frustrări, blocaje, care ne lucruri pe care nu le exprimăm, lucruri pe care nu ne dăm voie să iasă, da, să iasă afară, da. Ne putem cumva autovindeca și prin acest lucru, prin cântat. Nu trebuie să fim cântăreți de operă pentru asta, e de ajuns să cântăm în baie sau oriunde ne simțim noi bine. La noi la orice operă ne circulă prin cap. Orice ne trece prin cap. La noi la operă este o glumă. Așa. La mine în baie sunt Calas. Mă simt Calas. Da. Și oricine poate cânta și oricum. Însăși emisia unui oricărui sunet ne face bine. Apropo, pentru că vorbim despre această muzică pe frecvență înaltă și sunt anumite frecvențe, da, da. De exemplu, care, să zicem, te ajută la vindecare, da? Și știu că se lucrează și pe fiecare chakră în parte cu sunetul ca să o deblochezi. Da, fiecare da? Chakră are un corespondent în ca frecvență, gama muzicală, da. Uh-huh. 7 centri, 7 sunete. Uh-huh. Fiecare, da, iată, nimic da. Întâmplător, nu? 7 note muzicale, și, da? Și nu întâmplător, sunetul fa, așa. Se pare că are cea mai înaltă frecvență, citeam ieri asta. Da, da. 704 Hz, din cea mai mare frecvență din cele 7 sunete. Uh-huh. Și este al 4-lea sunet, corespondentul chakrei inimii. Exact, cel care unește cerul. Da, chakrele superioare cu pământul. Chakra de mijloc, cum ar veni, da. Uh-huh. Și cum se lucrează, uite, apropo, dacă suntem tentați să încercăm așa ceva? Dacă vrem să ne activăm un anumit centru,
presupun că se poate căuta sunetul frecvenței respective, corespondente chakrei respective, și îl poți emite tu sau din exterior, cineva către tine. Ajutat fiind. Sunt de părere că ar trebui să mergem, să ascultăm muzică într-un mod mult mai conștient decât o facem. Pentru că muzica ar trebui ascultată cu corpul, cumva. Așa cum spuneam, pentru că corpul nostru este o vibrație, de fapt, deci format din sunete, e o exprimare a sunetului, corpul nostru, dacă considerăm vibrația ca sunet. Tot așa putem să-l vindecăm ascultând muzică la frecvențe potrivite pentru noi. Iar nimic întâmplător de ce dacă asculți o piesă care îți place foarte mult sau mergi la un concert, simți furnicături sau simți o emoție puternică, o bucurie, poate sau îți vine să plângi și așa mai departe. Da. Cumva, te atinge acolo unde ai nevoie. Apropo de inimă, te atinge acolo unde ai nevoie. De vibrație respectivă. Povestește-mi, uite, despre relația ta cu muzica, până să vorbim relația despre culoare. Relația cu muzica? Da. Eu m-am considerat afoană, deși am fost în corul școlii. O altă prietenă de-a mea din domeniu, care este în corul operei de aici, din București, mi-a zis: bă, da, tu dacă ai lucrat un pic, chiar ai avea cu ce. Ai avea potențial, da. Așa. Dar cu câțiva ani în urmă am cunoscut un șaman din Siberia, din Republica Tuva. Da. Care, Nicolae Orjac este numele lui, el a adus în patrimoniul lumii cântarea guturală. Și mergând la el într-o consultație privată, el mi-a spus: tu trebuie să lucrezi cu sunetul. La care m-am uitat, zic: eu habar n-am, notele de pe portativ, ce să fac cu ele? Și el mi-a spus că n-are nicio legătură. Și Diana este vorba de a emite niște sunete care, așa cum ies ele din tine, așa este bine. Deci nu e bine, nu e rău. Deci să nu ele încercăm, ies corect. Da, exact, să le cosmetizăm, exact, să le controlăm. Pentru că ele ies într-un anumit fel care pentru tine este vindecător, pentru că pe tine te bagă în vibrația de vindecare. Nicolae m-a învățat câteva tehnici, dar înainte de Nicolae am avut o întâlnire cu sunetul, chiar împreună cu Diana, am învățat cele 6 sunete vindecătoare taoiste. Și deci toată metafizica chineză se bazează pe teoria celor 5 elemente. Și sunt 5 sunete, fiecare pentru câte un element, iar al 6-lea este cel de armonizare. La acel atelier am învățat și sunetul de spart tumori. Foarte este interesant. Un sunet care sparge tumori. Nu să ți-l spun aici. Da. Merge și noi la un atelier. Nu, e necesar să mergem undeva unde să nu spargem. Da, pentru că e o vibrație extrem de înaltă, dar să știi că îl simți. Deci în momentul în care îl faci, simți cum se duce ceva, se sparge ceva și se eliberează ceva în tine. Și chiar eram, după atelierul respectiv, eram la masă cu cineva care s-a înfuriat foarte tare. Și am recomandat să facă sunetul lemnului. Așa. Care lemnul are legătură cu elementul cu organul ficat, care are legătură cu emoția furie. Dar cum să fac? Zic, hai, pune-mi la șpor, nu trebuie să faci să mai se audă. Așa, mai în surdină. Da. Să știi că după 2-3 emisii, persoana s-a calmat ca prin minune. Deci, apropo de efectul terapeutic, Și am mai avut un caz cu sunetul focului. Uh-huh. Întâi martie era, sau mă rog, în preajma, la metrou la Tineretului, și era o drăguță cu tarabă, cu mărțișoare, cele. Și o vedeam că era vânătă de frig. Asta mi-ar fi trebuit și mie când eram reporter și mergeam pe teren și înduram friguri cumplite. Uite, poate îmi spui. Am să ți-l spun care este. Dăm o soluție tuturor reporterilor și celor care le este frig. Da. Și era, deci vână, deci mi-am uitat acasă, nu știu ce vestă era, și era vânătă de vis. Mă, poți să zici că-s nebună sau nu? Zic, uite, eu te învăț ceva. Pune sunetul ăsta de câte ori poți tu, nu te să-l spui tare, doar să-l simți că-ți vibrează corpul. Am spus, am plecat.
peste vreo câteva zile mă trezesc că mă strigă respectiva. Zice, doamnă, mare dreptate aveți. Zice, nu o să mă mai îmbrac gros de acum acolo, că știu ce să fac. Are acolo alia. Da, deci sunetul focului, ca să-l spunem acum pentru toată lumea, care este legat și de bucurie, așa, este ho. Ho. Da, acel ho care îl spune Moș Crăciun. Ho, 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 da? Exact, dar ho vibrat. Da, am înțeles. Ori cu H, ori cu O. Să le simți. Ho. Și să simți că îți vibrează corpul, deci că intri în vibrație. Și pentru fiecare element există un sunet și în momentul în care îl simți la modul real și începi să intri în vibrație corpul, aduci caracteristicile elementului respectiv. De exemplu, ca să te răcorești, sunetul apei, dar pe ăsta nu vin mai. Nu, nu mai spune. Te mai vii într-o altă ediție și ne mai împrietenim, mai vedem așa, ce sunete și mai discutăm și de... Apropo de sunete, și hindușii au pe fiecare ceacră, da, au câte un sunet, o aliterație care se emite pe o anumită frecvență, da? Să zicem, da? Exact. Și cu atenția. Am putea corela acele mantre, că sunt niște mantre, da? Cu sunetele din gama muzicală, cum spuneau cele 7 sunete. Da, dar am putea emite sunetul ceacrei rădăcină, de pildă, pe do. Da. Da, foarte interesant. E, și uite, tot vorbim despre ceacre și că sunt tot felul de legături și, uite, apropo și de sunete, ajungem la culori, pentru că fiecare ceacră are o culoare, nu? Nu așa? Are și o culoare, are și un gust și un miros caracteristic. Adică, ceacră, de fapt, sunt niște centri energetici în care se intersectează diverse canale energetice ale corpului și acolo e un fel de intersecție mare, ca la unirea. Da, deci fiecare ceacră e un fel de unirea în 7 locuri. Ele, mă rog, sunt magistrale. Mai multe, se vorbesc și de ceacră, sunt ceacră și mai coroană, sunt. Coroană, da. Da, nu, dincolo de coroană, sunt, dar nu discutăm acum despre, ne ajung cele 7. Să rămânem la ele, da? Exact. Pentru noi ăștia ne inițiați. Exact. Nu neapărat ne inițiați, dar e prea multă informație și informația e necesară să fie dată în măsura în care poate fi asimilată. Că dacă dai prea mult, atunci omul se închide și nu mai primește nimic. Așa. Și atunci să-i dăm cât un pic. Da, vorbind și de culoare, și culoarea are o vibrație. Și o putere vindecătoare. Și o putere de vindecare. Și am un experiment care l-am făcut când eram studentă, că am fost căpoasă și curioasă și am vrut să experimentez tot ce s-a putut. Și când am făcut practică la școala de nevăzători, ni s-a oferit dacă vrem să stăm 2 zile acolo cu ei. Și am fost legată la ochi și am stat cu ei. Și am înțeles ce se întâmplă în momentul în care nu mai vezi. Pentru că noi, în măsură de 70-80%, ne bazăm pe vizual. Da? Pe culoare, pe formă, pe adâncime, pe sau apropiere și așa mai departe. Și în momentul respectiv se ascut și devin mult mai sensibile celelalte simțuri. Și într-adevăr se simte vibrația culorii. Eu am avut o experiență, cu mulți ani în urmă, împreună cu copilul meu și cu finuță de-a mea, într-un muzeu din Scoția, un întâmplător, chiar un loc unde a apărut protecția socială în lume, în New Lanark. Deci acolo un filator s-a gândit, bine, oamenii ăștia muncesc pentru mine, dar eu ce să fac pentru ei? Și atunci, la 2 km de loc unde era fabrica, într-o zonă absolut senzațională, cu pârâu, cu stânci, omul le-a făcut căsuțe, le-a făcut școală, le-a făcut... Și este o zonă splendidă, iar acolo chiar este un muzeu. Și au niște corturi în zona de copii, roșu, galben, verde și albastru. Și ce mi-a venit mie când eram acolo ca să potolesc un pic copiii, că nu erau foarte mărice, erau vreo 6-7 ani, hai să intrăm în cort, să închidem ochii în fiecare cort. Și șocul a fost pentru mine, nu pentru ei. Așa. Deci, hai, închidem ochii și uite, în ce culoare... Și ei nu știau. Culoarea, exact. Și am simțit diferența de vibrație în fiecare cort de culoare diferită.
Și cum eu am fost fascinată întotdeauna de culoare, am făcut și vreo 12 ani de pictură și de așa, am căutat să înțeleg și am studiat acolo, da. Exact. Da. Și este vorba de vibrație. Există tehnici și metode și aparate de, care emit anumite culori și care sunt pe vindecare, pentru că fiecare culoare are o anumită vibrație. Are cea mai înaltă care e la roșu sau care este cea mai înaltă? Nu, vibrația, nu știu dacă să vorbim de înalt sau de perceptibil. Uh-huh. Deci este culoarea care o percepem cel mai puternic și nu are legătură cu înălțimea sau cu cât de joasă sau înaltă este vibrația. Este un verde gălbui cu lambda 550, deci aceasta este lungimea de unde, care este cea mai penetrantă culoare. Este acea culoare galben-verzuie pe care o poartă agenții de circulație. Uh-huh. Pentru că este culoarea care ajunge... Îți atrage atenția, exact. Da? De aceea cel mașinile mai galbene sunt cele mai recognoscibile în trafic. Cel mai mult, dar este un galben ușor verzui, acest 550. Da. Da. Deci este cea mai penetrantă culoare care ajunge în spectrul nostru. Și fiecare culoare are legătură cu anumite organe. Deci când sunt îmbolnăvite, la fel cum și fiecare sunet din gama... Are o reprezentare coloristică? Da, are o reprezentare în culoare, are o conexiune cu anumite organe și folosind acestea putem să... Dar cum să se lucrează? Uite, am înțeles la sunete cum se lucrează, dar la culori cum se lucrează cu ele? Există multe modalități. Există, de exemplu, un aparat al unui, nu vreau să fac reclamă, unui concern celebru care merge pe culoare. Deci pe fiecare culoare, emite culoarea și se pune pe zona bolnavă. Uh-huh. Există variante în care într-o cameră se schimbă lumina de diverse culori. Și de asta mi-aduce aminte că chiar este o metodă de tortură. Uh-huh. Este camera albă și camera roșie. Uh-huh. Nu știu care e mai dubioasă dintre ele, dar oamenii sunt închiși într-o cameră total albă sau într-o cameră total roșie. Din China vin metodele astea. Da. Și într-o perioadă foarte scurtă de timp, pentru că omul nu mai are un alt stimul, respectivul înnebunește. Uh-huh. Deci nu mai poate să suporte atât. Da. Deci doar alb. Da. Alb fără să vadă nimic. Exact. Da. Sau roșu, fără să vadă absolut nimic. Altă culoare. Uh-huh. Și atunci este o metodă de tortură. Și da, culoarea vindecă și să revenim la vindecare. Da. Și, de exemplu, o metodă pe care am să ți-o povestesc într-o emisiune în care o să vorbim doar despre ea, pentru că e foarte faină, e numită tehnica spectrală și este primită de o persoană prin channeling, în care, practic, se citesc culorile. De exemplu, roșu, portocaliu, roșu, galben. Deci iau roșu cu tot spectrul. Da. După care trec portocaliu, următoare. Roșu, portocaliu. Deci le citesc pe rând, după care ajungând la capăt, violet, o iau în sens invers. Uh-huh. Și fac chestia asta de câteva ori și oricât ce stare de neplăcută aș avea, că sunt supărată, tristă, furioasă, nemulțumită, îngrijorată, oricum aș fi, trecând prin aceste citiri de culori, deci numai simplu fapt că eu pentru că în momentul în care spun roșu, dar îți imaginezi am imaginea culoarea. Roșu. Dacă eu ți-am spus, nu te gândi la un elefant roz cu picățele mov, la ce te gândești? La elefantul roz cu picățele mov. Exact. Și atunci eu citind acea secvență de culori, practic eu trec prin tot spectrul de frecvențe. Și eu mi-aduc liniștea și echilibrul în corp. Da, uite cum se fac, de exemplu, aceste practici. Dacă tu, uite așa cum ai spus tu, te simți tristă sau te simți frustrată, nedreptățită și așa mai departe, le putem combina cu ce periodicitate, da, cum lucrăm cu ele? Uite, putem face legătura între culori și sunete, în modul în care atunci când punem, să zicem, o lumină, ambientală, care, așa, știm noi că ne folosește pentru un anumit lucru, putem emite un anumit sunet în același timp. Le putem
uni lucrurile astea. Exact, da, și da, devin coerente și atunci efectul de vindecare da, este mai, mult mai puternic. Da, da. Uite, și observ că ai niște cristale la, da, la gât. Nu întâmplător și ele sunt colorate, presupun că și ele îți aduc da, nu, o, o da, anumită energie și o anumită... Da, eu lucrez foarte mult cu cristalele și există și o corespondență a zilelor, săptămânii cu culorile și... O, e mult de foarte mult de povestit legat de culoare. Astăzi este zi de portocaliu. Astăzi este zi de portocaliu, deci da, lunea e zi de da, portocaliu. Da, 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 este zi de portocaliu. Foarte interesant. Deci ar trebui, uite, nu întâmplător are așa ceva din, da, din păi se începe de duminică, începem cu spectru roșu. Okay. Este intenția. Da? Da, roșu este ne gândim să facem ceva. Uh-huh. Portocaliu este creația, este chakra 2, da? În care creăm, deci începem să. Vine galben. Galben, care este voința, da? Acțiunea, mă adun ca să. După care vine verde, da? Vindec ceea ce mă împiedică să nu mai, să nu pot înainta și așa mai departe. După care vine albastru, care legat de ce spunea Diana, are legătură nu doar cu comunicarea, are legătură și cu expansiunea. Cu a da ceea ce vreau eu să creez, deci nu țin pentru mine, ci îl dau. După care vine indigo, da, care este la nivelul celui de-al treilea ochi și care are legătură cu intuiția și cu conexiunea, cu informația, cu memoria acasă, cu acel Google universal care există. După care violet, care este în centrul capului și este conexiunea cu divinul, este practic finalul creației. Deci am făcut ceea ce am vrut, acel proiect. Și astea pot fi gândite și ca stadiile unui proiect, după care o luăm iar de la capăt. Iar în fizică este un experiment foarte fain. Se ia un cerc împărțit în 7 sectoare egale și fiecare are una din cele 7 culori din spectru și învârtit cu o anumită viteză, ce culoare crezi că dă? Cred că alb. Alb. Exact. Da, da, vezi? Da. Ai făcut fizică, înseamnă? Am făcut fizică, da, da. Încă se mai făceau încă experimente mai la fizică. Așa este, da. Da, deci albul este culoarea totală și vedem în curcubeu cum el da, 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 se descompune în da, cele 7 culori din spectrul păi vizibil. Dacă printr-o prismă o să vezi cum se exact, desfac exact, culorile. Exact. Tot de la fizică mi-aduc aminte. Băi, bravo, bravo. Deci ai fost un elev mi-a serios. Mi-a plăcut, mi-a plăcut. Ți-a plăcut. Da. Iar negru este absența totală a vibrației. Și atunci negrul, din punctul meu de vedere, absoarbe tot, deci ești extrem de sensibil la tot ceea ce este în jurul tău, la emoții, la stări, la ceea ce vine din partea celorlalți, iar în momentul în care porți alb, ești... Uite cum purtăm noi astăzi, alb și negru, ca să exact, vezi mic întâmplător. Iar albul, nu ne-am vorbit, să nu știți, ne-am vorbit, nu ne-am da, vorbit, da. Ne place să fim spontane. Da, da, da. Iar albul te ține, te protejează, reflectă tot. Deci, am ești tu... deci eu sunt aici mai vulnerabilă între noi două, eu sunt cea care primește energie. Tu ești cea care primești, da, eu aleg să da, fiu eu doar eu frumoasă cu mine, da, iar Diana este un spectru de culori. Ce frumos, da, foarte frumos. Dar uite, vreau să povestim și despre puterea muzicii. Știi prea bine că se spune că modelează creierul, știi prea bine că se recomandă chiar din burtică ca bebelușii să asculte muzică și nu întâmplător muzică clasică. Uite, fiul meu, de exemplu, se liniștea pe Bach. Îi puneam ce Bach frumos, și imediat se liniștea, nu mai plângea și avea, nu știu, o lună, două luni, ceva de genul. Am observat pentru asta. O minte agitată, Bach e greu de ascultat. Uh-huh. E, pare plat. Da. Dar pentru un copil, da, deja vorbim de altă vibrație. Da. Așa cum spuneam mai înainte, cred că muzica trebuie ascultată cu corpul. Atunci când mergem la un concert, la filarmonică, poate la operă, orice muzică am asculta, cred că e bine să ne interiorizăm, închidem puțin ochii, da, respirăm un pic mai adânc și ne conectăm. Încercăm să simțim Unde are corespondent muzica respectivă, unde în corp o simțim. Uh-huh. Și vom avea treptat surpriza, exersând lucrul ăsta, vom avea surpriza să vedem din ce în ce mai, senzații din ce în ce mai subtile, uh-huh,
lucruri din ce în ce mai elevate. Și cred că noi cântăreții nu suntem foarte conștienți de ce putere avem în privința da, asta. Și spun mereu Dianei ce har și ce dar are prin vocea pe care o are. Am ascultat-o pe Diana cântând și în biserică, în cor bisericesc, și este senzațional. Corurile biserice sunt îngerești mereu, da. Am fost de această părere și uite, mai este un exercițiu pe care poate îl recomand sau cu siguranță voi faceți acest lucru. Atunci când te afli în fața unei orchestre, să închizi ochii și să încerci să separi instrumentele și să te concentrezi pe câte un instrument, să te concentrezi, să-i simți doar sunetele emise de respectivul instrument. Da, ca spectator pot să faci asta. Dar ca implicat acolo, ca implicat direct, trebuie să ai anumite puncte de reper din orchestră. Mm-hmm. Într-adevăr, asculți mm-hmm. anumite instrumente, dar nu terapeutic. Normal, da. Și pentru că e nevoie să nu ieși din ritm, să nu ieși din intonație. Normal, așa este. Deci putem să combinăm tot ce am povestit noi astăzi. La îndemână ar fi, uite, să începem cu muzica, da. Și apoi, uite, culorile care sunt prezente mereu în viața noastră, da. Putem să ne imaginăm, de exemplu, uite, în meditație se face acest lucru, că, nu știu, ne învăluie o lumină, nu? Galbenă, mă gândisem la un exercițiu, dar nu avem timp acum altă dată. Hai, zine un pic așa. Să închidem ochii pentru câteva secunde și să ne imaginăm, uite, de exemplu, că ești la poalele unui munte și este plin de flori roșii, care le simți culoarea aceea, cum vibrează, cum este conexiunea cu pământul, cu tot ceea ce este material, cu tot ceea ce este bucurie, plăcere, pasiune, pe care mai urcăm un pic pe munte și ajungem într-o zonă unde este plin de flori portocalii și ne conectăm cu bucuria creației, cu bucuria actului artistic, de a dărui celor din jur ceva, un sunet, o culoare, un gest, un miros, un gust, deci a dărui, da? A crea ceva care să dai mai departe. Urcăm mai departe și ajungem într-un câmp plin de ghiocei galbeni și simțim cum vine forța, cum vine puterea, dorința de a acționa, de a face lucruri, e o trepidație așa care vine din trebuie să fac, nu pot să mai stau când mă conectez la culoarea galben. După care mai urc un pic și ajung la verde. Și atunci simt cum se deschide din mine așa un verde intens care mă face să doresc bucuria și fericirea și iubirea tuturor și dau acest verde în jurul meu și îl extind până la nivelul universului și dincolo de granițele universului. Și mai urc un pic și văd un cer albastru. Și simt cum îmi vine să mă exprim, să spun tot ceea ce îmi doresc să spun și să doresc oamenilor. Și acel albastru la fel se întinde și cuprinde granițele dincolo de pământul pe care suntem noi și părerea mea e că nu avem viață doar pe pământ, ci avem viață dincolo de pământ și atunci dăm această bucurie pe care am simțit-o puțin mai devreme la verde prin albastru, o dăm dincolo de granițe, după care urcăm și mai sus și vedem un cer închis, un albastru acela indigo închis, cu câteva luminițe așa, câteva, dar cerul acela albastru, care ne conectează la bucuria vieții, pur și simplu, de a înțelege că suntem parte din viață, din creație, din ceea ce suntem, după care ajungem pe vârful muntelui unde este plin de violete, deci culoarea violet care ne conectează cu bucuria, cu divinul, cu viața în toate formele ei. Și mergând mai sus ajungem într-o zonă unde sunt flori albe care ne conectează cu viața în toate
formele ei. Ce frumos! O să facem acest exercițiu. Uite, Diana deja l-a făcut și eu mi-imaginam în timp ce tu ne povesteai. Eu zic acum să ne l-am făcut pe repede înainte. Se schimbă culorile, da, se schimbă culorile în fața ochilor, nu, da, în imaginație. Exact, în fața ochilor, exact, se schimbă ochilor. Eu zic să ne începem așa ziua, nu? Uite, punem o muzică frumoasă cu o vibrație înaltă, da, facem acest exercițiu și zic că suntem pregătiți pentru o nouă zi, pentru o nouă săptămână, de ce nu, că este luni. Vă mulțumesc tare mult că ați venit. Și noi mulțumim pentru invitație. A fost minunat să povestim. Mai venim, da? Mai povestim, da? Vă mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc. Și noi mulțumim. Dragii mei, mulțumim că ați stat alături de noi. Suntem și mâine aici. Ați văzut, am început săptămâna cu bine, cu energie bună, cu vibrație înaltă. O continuăm așa. De mâine vă așteptăm tot la ora 14 alături de invitații noștri și de subiectele frumoase pe care vi le pregătim de fiecare dată. Nu uitați să zâmbiți!